Jaf de proporții în Mehedinți. Ieri seară, puțin după miezul nopții, poliția orașului Strehaia a fost sesizată de către o femeie în vârstă de 71 de ani, domiciliată în comuna Bâcleș, cu privire la faptul că trei persoane necunoscute au pătruns în locuința sa și, prin violență, i-au sustras o sumă de bani. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică și Poliției orașului Strehaia, care au efectuat verificări. În urma cercetărilor s-a stabilit că noaptea de 3-4 ianuarie 2022, ora 12:45, trei persoane necunoscute mascate au pătruns în locuința apelantei, ușa fiind neasigurată, și au sustras 8.200 de euro și 67.000 de lei. Azi noapte, la ora 11, au intrat trei în casă, mascați, cu cagule pe cap, negru, a intrat peste nevastă, mi-a legat-o, i-a pus cuțitul la gât și i-a luat bani. Toți banii din casă? Toți banii din casă. Au amenințat, au lovit-o? Da, pentru că a legat-o de picioare, de mâini. Dumneavoastră, când ați găsit-o? După ce a plecat și a fugit, a venit țipând, adică după ce s-a dezlegat la picioare. Și a venit țipând în vale bune, dormeau, uite, mă omorâră și nu are bani. Că ea n-a vrut să recunoască. Asta a fost. Dar până la urmă le-a spus sau... Nu le-a spus. Nu le-a spus. Dar fărâma tot, am totul fărâma prin toate case, până a dat de bani. Asemenea elemente nu ne trebuie în țara română. Nu ne trebuie oameni cinstiți și drept la Dumnezeu. Vă așteptați de acum încolo? Absolut că de acum încolo trebuie să stau de veche. Altfel nu se poate. Vă dați seama dumneavoastră ce înseamnă asta. A legat-o, au legat-o pe soție. Da, 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 da. Am auzit treaba, da. Am auzit treaba, da. Doamne, să dea da. Lege moarte da. Pentru moarte. Și-au schingiuit-o. Da, au schingiuit-o, au făcut, da. E ceva de strigat la cer. Nu mai putem în loc să ducă la muncă, să muncească cinstit, să fie oameni de folos societății. Dumnealor sunt oameni de poveste și de oții și de toate pe stați pământ. Stați cu frică în casă. Absolut. Minalii ăștia puturoși, ăștia niște puturoși care nu le place munca, să duce, omoară lumea prin căști, pensionari, mai ales oameni bătrâni care nu au putere, nu au pe inima. E posibil să ajungem în faza asta, așa am ajuns în România. I-au pus femeii cuțitul la gât, au legat-o. Auzi, pe-a luat balica de jos, i-a luat toți banii din casă. Da. Am auzit ieri, dar nu mi-a venit să cred. Moarte pentru moarte, eu așa aș da legea asta, că e foarte bună, face cu 5-6 așa și se potolesc. Păi ce, al omoră, fac câțiva ani de pușcărie și plec. Asta nu e lege. A bătut-o pe femeia aia de care era în casă și soțul era în partea lantă la vecin. La bătrână, că nu mai nimeni. Da. Și a intrat și a zis că i-a furat 1.350.000.000, așa am înțeles și la oameni de aici. Tot. I-au pus cuțitul la gât? Ce-au da, făcut? Ce că a amenințat-o, a pus-o jos și după aia a dat cu pumnul în ea, i-a lovit-o aici. Am înțeles și de la oameni. Au și a amenințat-o cu cuțitul. Și după aia a legat-o. Au legat-o cu frânghia în casă? Ori cu frânghia, ori cu hață, cu nu știu ce. Și i-au cerut să-i dea bani? Da. Și i-au căutat și ce că i-a găsit suma asta de bani. Știe câți au fost? Zice că trei persoane a fost. În urma cercetărilor s-a stabilit că în noaptea de 3-4 ianuarie 2022, ora 00:45, trei persoane necunoscute, mascate, au pătruns în locuința apelantei, ușa fiind neasigurată, și au sustras suma de 8.200 euro și 67.000 de lei. În urma violențelor exercitate asupra femeii, s-a constatat de către personal medical specializat că aceasta necesită 5-6 zile de îngrijiri medicale fără internare. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. Persoanele păgubite susțin că strânseseră economiile pentru a-și ajuta fiica domiciliată în județul Timiș pentru achitarea unui apartament. Aceștia susțin că nu știa nimeni de faptul că dețineau acea sumă de bani în casă, nici măcar copiii, deoarece doreau să le facă o surpriză. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.